supune ordinea de zi a aprobării dumneavoastră. Cine este pentru? Unanimitate, ordinea de zi a fost aprobată. Vă cer permisiunea să intrăm în lucrările și ședințe. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normii de cană personalului poliției locale a municipiului Focșani. Aș vrea cineva din executiv să explice de ce putem aproba acum, astăzi și aici, acest proiect de hotărâre, cât și celelalte care urmează. A avut ordonanță de urgență numărul 41, prin care, printre altele, elimină și articolul care ne limita la plafonul cheltuielilor de personal. Ne mai avem plafon de cheltuieli de personal, conform normelor legale, putem să acordăm la ora actuală sau Consiliul Local poate să aprobe prin hotărâre acordarea normei de crană, cât și creșteri salariale pentru personalul din administrația publică locală. Aceasta se extinge și litigiul pe care sindicatele le au cu primăria municipiului. Da. Ne mai avem un obiect. Da, domnul viceprimar. Eu astăzi am fost la o întâlnire, apropo de ce spunea colegul Matișan, cu sindicatul Prolex. Salut prezența dumneavoastră aici și a domnului președinte Lincu. Bună ziua! Vreau doar să vă asigur că noi, Primăria Municipiului Focșani și Consiliul Local al Municipiului Focșani, nu a avut niciodată intenția să nu aprobe acest lucru. Nu a fost o rea intenție sau de rea credință. Am fost cu toții de acord de fiecare dată când colegii dumneavoastră de la Poliția Locală Focșani au apelat la noi. Noroc de această ordonanță și, cum vedeți, lucrurile merg pozitiv. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți. Da, cu acordul colegilor, pasă. M-am convins de lucrul acesta, deși mă îndoiam la un moment dat, având în vedere că Poliția Locală din Focșani era de departe singura poliție locală care nu beneficiase de niciun drept prevăzut de lege pentru Poliția Locală. Avem membri din 134 de primării și aproape toate a dat măcar una din cele două drepturi, ori majorare, ori norma de grad. Și mi s-a părut foarte ciudat că Focșani era singurul municipiu care nu găsea fonduri. M-am interesat, am vorbit și cu domnul primar, am văzut documentele, formalitățile efectuate și am făcut și noi demersuri, sunt convins că și asociațiile primarilor au făcut demersuri către minister și către guvern, să ridice acest plafon nejustificat, pentru că, pe de o parte, prezentau la televizor că au dat anumite drepturi salariale, dar, pe de altă parte, au limitat, printr-un ordin al ministrului, acordarea acestor bani care erau de la administrația publică locală. Practic se crease o discriminare prin lege. Acum eu zic că se intră în normalitate și de fapt este un prim pas spre recunoașterea autonomiei locale, a administrației publice locale, pentru că pe de o parte vă dă niște drepturi, dar pe de altă parte vă limitează, fie la angajări, fie la gestionarea propriilor fonduri. Vă mulțumesc! Deși dispuneți de fondurile de bugetul administrației publice locale, practic guvernul a stabilit niște limite, un plafon maxim de cheltuieli pentru cheltuielile cu personal. Realitatea a demonstrat, în ceea ce vă privește, că guvernul, de fapt ordinul, prin ordinul comun al Ministrului Dezvoltării și Ministrului Finanțelor, va aproba un plafon foarte mic, care să nu permită să acordați drepturile prevăzute de lege și e adevărat că în multe alte localități au aprobat un plafon mult mai mare și a permis acordarea acestor drepturi. Și eu m-am îndoit de această realitate, de aceea am făcut demersul, m-am interesat inclusiv la Direcția Județeană a Finanțelor Publice și la primărie și am aflat ce sume s-au acordat. Ori prin chestia asta a demonstrat că nu era problema de rea credință, ci efectiv de pixul Ministrului Dezvoltării și al Ministrului Finanțelor, care a aprobat o sumă mult mai mică pentru județul Vrancea. Asta e realitatea. Valorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal a fost făcută inclusiv pentru norma de hrană a poliției locale. Deci avem adrese încă de la bugetul inițial
care cuprindea și această sumă care să acopere norma de hrană aferentă poliției locale. De asemenea, în fiecare lună am făcut demersuri și am solicitat. Nu au fost aprobate. Da, și eu vreau să spun că nu e corect, domnul consilier, să punem anatema pe atâta personal. Eu m-am confruntat pe zona unde răspund și nu, niciodată nu mi s-a ridicat problema decât legal. Deci nu putem face ceva ca nu e ilegal și dumneavoastră, nu știu, dar nu mai de mult, mai de multe luni, ați intrat așa într-o veră vorbelor date așa. Știți că și pe domnul viceprimar l-am dat, s-a dat în judecată, l-a dat de la primărie de aici pentru niște drepturi salariale și cred că corect este să-i apărăm aparatul primărie, nu să blamăm că nu știu ce vreți dumneavoastră să scoateți pe ecran acum la aceasta. De asemenea, am jucat și pe domnii de la sindicat, de la central, mai multă inițiativă, acest guvern Ponta dă posibilitatea și a făcut o multe reparații materiale pentru întreg personalul bugetar din țară. Vă mulțumesc. Este pentru abținere împotrivă de unanimitate. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea creșterilor salariale pentru personalul angajat în aparatul de specialitate al primăriei municipiului Focșani, aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al municipiului Focșani și în instituțiile publice locale din subordine sau de sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Focșani. Inițiator, viceprimar, Ion Gabriel Negru. Discuții. Da. Cine este pentru? Abține, împotrivă, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind majorarea drepturilor salariale ale doamnei Pascalo Carmen, consilier juridic gradul 2, clasă de salarizare 42, gradația 5, în cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local și lui Focșani. Inițiator este domnul consilier Matișan. Proiectul vine și face corecție în temeiul aceleiași legi și la aparatul propriu al Consiliului Local. Întrebări. Abține împotrivă. Acestea fiind spuse, ședința de astăzi se încheie. Mulțumesc.